Și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este profesorul universitar Remus Pricopie, rector la SNSPA. Bună ziua, domnule profesor, și mulțumim că ați venit. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule Pricopie, ați scris zilele trecute un apel către parlamentarii români, un apel foarte dur, îndreptat împotriva formațiunilor extremiste și în special a formațiunii AUR. O să-mi permiteți să citez din el, spuneți așa, în acest apel: România pentru moment pare inactivă, iar AUR, un partid antiromânesc, spuneți dumneavoastră, nu numai că nu este investigat, dar este chiar finanțat de la bugetul de stat, adică din banii românilor. Cu alte cuvinte, în timp ce AUR are ca obiectiv slăbirea României și reducerea ei în sfera de influență a Rusiei, instituțiile statului și anumiți politicieni nu și-asumă aplicarea fermă a legii. Închei citatul, sunt cuvintele dumneavoastră și este opinia dumneavoastră. În mod evident, o să vă cer argumente pentru susținerea acestor afirmații. Multe argumente mi le-ați dat chiar dumneavoastră. Dumneavoastră și colegii dumneavoastră, respectiv jurnaliștii, relatând în mod periodic ceea ce face AUR. Și observăm că acest partid și președintele său, în general, nu au o problemă cu legea, cu normele pe care trebuie să le respecte un politician sau un partid politic. Dar să revin la chestiunea cu finanțarea, faptul că noi finanțăm un partid care, din punctul meu de vedere, dar și a multor altora, este un partid antiromânesc. Una dintre cerințele, conform Constituției și legii, legea 14 pe 2003, una dintre cerințele partidelor politice este să respecte procedurile legale, să respecte norma constituțională. Articolul 30 din Constituție, aliniatul 7, are prevederi clare legate de partidele politice care promovează discursul urii sau care încurajează la război sau la conflict armat. Săptămâna trecută, un reprezentant al partidului a spus că trebuie să mergem să luăm teritorii din Ucraina pentru că așa consideră dumnealui că putem să fim împreună. Discursul urii, repet, dumneavoastră, postul dumneavoastră de televiziune îl prezintă în mod constant, relatând ceea ce fac cei de la AUR. Respectarea legii. Unii poate că au considerat că a fost un incident minor, dar să intri peste universitate pe 2 octombrie și să faci propagandă politică, ba mai mult, să reiei teme care încurajează ura, este și împotriva Constituției și împotriva legii partidelor. Vă referiți la momentul în care reprezentanții AUR au venit în universitatea la SNSPA să vorbești public despre o listă de intelectuali care ar trebui condamnați la moarte. Lucrul ăsta s-a întâmplat un pic mai în urmă. Tot un simpatizant sau chiar un membru aurist, din nou nu s-a întâmplat nimic. Lovești public cetățeni la un eveniment pe care îl organizezi tu, dacă nu mă înșel, se chema Micul de Aur, și când ești întrebat de Rusia, îl lovești pe acel om și începi să-l jignești. Oricum am constatat că ei sunt în general foarte violenți, dar când le vorbești despre fostul KGB, Kremlin, pionii Rusiei și așa mai departe, încep să fie și mai nervoși. Și mai sunt câteva aspecte, aici v-am dat elemente strict punctuale care s-au întâmplat în România în ultimele luni sau în ultimii ani. Dar ne uităm ce se întâmplă și în jurul nostru. În săptămâna aceasta, cred că marți, Parlamentul European a decis să investigheze, atenție, nu să condamne, pentru că nu poți să condamni într-un stat democratic așa peste noapte, să investigheze în ce măsură o doamnă care este membru în Parlamentul European spionează pentru Rusia. În Germania, de 3-4 ani se vorbește despre aplicarea unor norme constituționale de scoatere în afara legii a unor partide naziste și care, din nou, promovează ura, ba chiar citeam din argumentele prezentate în Parlament, terorizează anumite localități, mai în special în estul Germaniei. În Franța, în Marea Britanie, în Statele Unite ale Americii, se vorbește despre reducerea influențelor Rusiei în politica internă. Iar noi
Pentru că dumneavoastră a spus că este un apel împotriva celor de la AUR. Primele două apeluri au fost împotriva celor de la AUR. Acum mă adresez destul de acid la adresa, la instituțiile statului. Pentru că, repet, poate că dumneavoastră n-aveți dreptate prin ceea ce relatați, poate că eu n-am dreptate prin ceea ce spun, dar cred că sunt suficiente elemente ca instituțiile statului să analizeze. Și de ce am numit Parlamentul? Pentru că Parlamentul este singura instituție care poate să cheme absolut toate celelalte instituții ale statului și să le solicite date. Toată lumea se gândește la serviciile secrete. Nu sunt numai serviciile secrete. Vorbim despre modul în care se finanțează AUR. Deja investigat, Autoritatea Electorală Permanentă știu că a deschis o anchetă, încă nu cunoaștem răspunsul. Și multe, multe alte lucruri relatate de dumneavoastră și colegii dumneavoastră, dar care nu produc niciun efect. Și ultima și cu asta închei, sunt pur și simplu surprins că nimeni nu are nicio problemă cu faptul că un lider de partid, membru al Parlamentului României, este declarat persoana non grata în două state, oficial, și noi nu ne punem întrebarea de ce. Doar o scurtă precizare. Zilele trecute, dacă nu mă înșel, domnul premier Marcel Ciolacu a declarat că va face acest lucru, va cere oficial. Nu știm dacă a făcut-o sau când o va face. Un lucru foarte bun. Ca să înțeleg mai bine, domnule Pricopie, dumneavoastră cereți scoaterea AUR în afara legii? Am cerut declanșarea unei investigații pentru a vedea în ce măsură sunt îndeplinite condițiile legale ca acest partid să fie dizolvat. Există procedură în Constituția României și în legea partidelor. Dumneavoastră spuneți că sunt niște suspiciuni rezonabile, în acest moment. Ca să folosim. Suspiciuni rezonabile. Ați făcut referire, de fapt, înainte să vorbim despre articolul 30, aliniatul 7, ați folosit sintagma partid antiromânesc și în apel și în emisiunea aceasta. Întrebarea mea este cine stabilește ce partid este românesc și ce partid este antiromânesc? Am voie ca cetățean să-mi exprim o opinie. Fiecare dintre noi putem să considerăm, să facem o evaluare, dar și instituțiile statului au dreptul să facă o evaluare. Iar atunci când spun antiromânesc, am câteva argumente. Argumentele mele personale, dar și argumente ale unui profesor care studiază comunicarea publică de vreo 27 de ani. Un partid trebuie să slujească țara, simpatizanții, dar țara, pentru că toată lumea se gândește la votanții săi. Eu cred că partidele trebuie să gândească la țară. 2. Noi suntem cu un conflict la graniță. 3. Tot ce auzim prin vocea purtătorului de cuvânt de la Kremlin sau vocea purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe, 3 zile, 7 zile, o lună mai târziu, auzim în mesajele celor de la AUR. Sunt mesaje de dezbinare, mesaje de slăbire a instituțiilor statului. Ați văzut ce s-a întâmplat ieri în Parlament. Ați văzut ce s-a întâmplat în decembrie, înainte de închiderea sesiunii parlamentare. Cineva mi-a spus, este dezbatere politică, sunt opinii politice. Cum adică sunt opinii politice când ești la distanță de un milimetru de un conflict fizic? Întrebarea era, care este baza legală prin a declara un partid antiromânesc? Pentru că dumneavoastră ați făcut până acum o analiză politică, vorbind despre AUR. Dar ce articol de lege concret a încălcat partidul AUR pentru a fi declarat partid antiromânesc? În momentul acesta, nici dumneavoastră, nici eu, nu avem suficiente informații, avem suspiciuni. Și în momentul în care se deschide o comisie, se constituie o comisie de anchetă, se poate constitui astfel de comisie în baza unor suspiciuni. Noi, de exemplu, nu știm exact, chiar dacă Lulea, sau nu știu cum îl cheamă pe unul dintre fondatorii AUR, a recunoscut săptămâna trecută într-un interviu că a primit bani de la Moscova, din Rusia. Instituțiile statului ar trebui să ne spună dacă acei bani primiți au fost primiți legal și cum au fost folosiți ulterior. Cum sunt finanțate acțiunile partidului?
cum sunt finanțate. Ani de zile s-au lăudat că n-au folosit niciun leu din banii de la stat, dar ei aveau diverse și organizează diverse acțiuni în țară. Finanțarea partidului este fundamentală, pentru că în momentul în care ai finanțare ilicită, articolul 44 din legea 13 vorbește de acțiuni ilicite. Dacă ai o finanțare ilicită, înseamnă că ai obiective ascunse. Este românesc atunci când, și este dezbatere politică și opinie politică, atunci când toate datele sunt pe masă. Când ai date sub masă și se demonstrează acest lucru, deja ne aflăm sub incidența articolului 30, aliniatul 7 din Constituție. Care sună așa, sunt interzise de lege, de defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică. V-aș întreba, din această enumerare, în opinia dumneavoastră, ce bifează AUR? Cel puțin 40%. Adică, ură, război, defăimarea țării și a națiunii? Sigur că da, cel puțin 40%. Vă rog să citiți și articolul, să citiți și articolul 44, cred, cu B și C, din legea 13. Mă rog, dacă nu aveți, vă spun eu, acolo vorbește despre acțiuni ilicite și ordine publică. Aici este vorba inclusiv de separatism teritorial. Întrebarea mea la dumneavoastră este următoarea. Ce diferență este între AUR și UDMR, care cere explicit autonomie teritorială pe criterii etnice? Ați cere și scoatere UDMR-ului în afara legii în consecința articolului 30 aliniatul 7 din Constituție? Cred că unii reprezentanți ai comunității maghiare au jucat la limita acelui articol. UDMR-ul nu cred că a făcut-o, dar dacă o face, evident că îi se aplică același articol. Repet, unii reprezentanți ai comunității maghiare și din câte știu, unii chiar au fost condamnați de către instanțe pentru acțiuni de genul acesta. Nu credeți că deschidem o poartă periculoasă în momentul în care încercăm să interzicem partide politice per ansamblu, pe de-a întregul? Pentru că, din analiza dumneavoastră, eu nu am văzut o separare între George Simion și Partidul AUR. Am să vă spun de ce nu am separat aceste lucruri. Evident că ceea ce face o persoană trebuie să răspundă. Răspunderea penală este individuală. Bun, ok. Am vorbit mai devreme despre cazul SNSPA, 2 octombrie. Cazul SNSPA, pe care l-am analizat inclusiv din perspectivă penală, se poate raporta la cei 50 de oameni care au venit în curtea SNSPA-ului. Simion n-a fost acolo. Și atunci răspunderea penală ar fi a celor 50 de oameni. Însă noi am hotărât că ar fi o greșeală să ne îndreptăm împotriva celor 50 de oameni, pentru că nu ei de fapt au decis. Însă partidul și Simion oficial au anunțat de la tribuna partidului că ei și-au asumat această decizie. Prin urmare, răspunderea penală ar trebui să fie a partidului și a președintelui partidului. Cântărim acest lucru, dar după părerea mea, haideți să revenim la cutia Pandorei. Știți, nu cred că facem bine dacă ne ferim să aplicăm un articol de Constituție și mai multe articole din lege. Ele există. Când s-a scris Constituția noastră, s-a avut în vedere cum se înființează o instituție politică, partidele politice sunt instituții politice, dar și cum se desființează. În orice normă există o astfel, în oglindă, da? O simetrie. Cum îl înființezi, cum îl desființezi. În momentul în care legea și Constituția îmi spun clar în ce condiții pot să desființez un partid și dacă sunt îndeplinite condițiile, atunci procedezi ca atare. Nu poți să spui, domne, așa e, zice în lege, dar parcă n-aș aplica-o acum că avem an electoral sau cine știe ce cutie a Pandorei deschidem. În plus, nu Pricopie și nu dumneavoastră desființează partide politice. Pricopie a tras un semnal de alarmă uitându-se nu numai la ce se întâmplă în România, dar și la ce s-a întâmplat în România în anii 30, la ce se întâmplă astăzi în Parlamentul European, în Germania, și am menționat mai devreme celelalte țări,
Și Pricopie spune, cei care au autoritatea să analizeze, având și acces la mult mai multe informații decât poate avea pe masă Pricopie, să analizeze. Acum două zile, Germania a început o investigație, culmea, împotriva unui fost șef de servicii secrete, considerând că a susținut mișcările radicale în Germania. Când o comisie serioasă se uită și strânge informații din mai multe locuri, va avea un tablou mult mai clar. Și atunci va spune, domnul rector Pricopie, v-ați îngrijorat degeaba. Sau, domnul rector Pricopie și stimați români, că nu mie trebuie să-mi dea raportul, avem, iată, următoarele elemente. Nu, și încă ceva. Nu Comisia Parlamentară desființează partide. Poate strânge date pentru a vedea cât de gravă e situația, după care se înaintează la Curtea Constituțională. Iar Curtea Constituțională, unde avem 9 judecători, poate să decidă da sau nu. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă, discuția continuă. Ne-am întors în fața ta continuă. Profesorul Remus Pricopie, rector SNSPA, este invitatul zilei de astăzi. Am discutat în prima parte a emisiunii despre apelul pe care dumneavoastră l-ați făcut către Parlamentul României și ați explicat aici că ce ați considera că ar trebui făcut este să se înființeze o comisie de anchetă. Sau să se folosească actualele comisii. Avem comisii sau actualele, pe securitate sau națională, actualele comisii și Parlamentul să decide. Fie investigat Partidul AUR. Sau orice formațiune politică ar intra în ceea ce am numit extremism și o abordare împotriva statului român. Eu n-aș face o comisie pentru AUR, ci aș face o comisie pentru a investiga influențele străine asupra politicii românești, inclusiv cu privire la finanțarea partidelor politice. Domnule Pricopie, ce mesaje ați primit și ce răspunsuri ați primit după ce ați făcut acest apel public? Nu e nimic atipic. Amenințări, vocabular nepotrivit, asta dintr-o parte, evident, conturi anonime, nu. Încurajări, dar și, să zic așa, mesaje de la anumiți prieteni mai rezervate, în sensul că mi-au recomandat să fiu atent. Dar am 54 de ani, când încep un demers, credeți-mă că evaluez destul de bine, inclusiv riscurile. Sunteți rector al Facultății de Științe Politice. Școlii, Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative. Dumneavoastră, chiar și înainte de emisiune, spuneați că dumneavoastră și colegii dumneavoastră învățați pe studenți și le arătați din istorie tocmai mișcări ale unor partide politice care, pe care le vedeți acum reluate. Exact. Este pur și simplu o reînviere a instrumentelor de comunicare și de acțiune pe care noi le-am mai văzut în România în anii 30, în principal cu legionarii. E copie la Indigo, dacă vreți, copy-paste sau plagiat. Pe de ce la, vă bazați această de la nunta lui Simion, care e identică cu un moment din istorie, la atacurile pe care sistematice la adresa unor intelectuali, profesori, la adresa universităților. Sigur, din păcate, SNSPA-ul a rămas cam singura universitate care din când în când, atunci când considerăm că lucrurile sunt destul de grave, tragem semnale de alarmă. Pe vremuri erau mai multe universități, probabil că este mai sigur să taci, în timp ce țara se află într-o situație destul de riscantă. Dar noi ne asumăm acest lucru și credem că ceea ce facem, facem bine. Universitatea are rolul nu numai să predea într-o sală de clasă, dar atunci când sunt anumite direcții greșite sau când anumite oportunități nu sunt utilizate, trebuie să tragă și semnale de alarmă. Domnule Pricopie, vă citez un titlu de presă. Helvig și Pricopie atac concertat la liderii AUR. Articolul
este din Bursa. El remarcă faptul că atacul fostului șef al SRI, Eduard Helvig, a venit în aceea zi în care a venit și apelul dumneavoastră. Prima întrebare este aici dacă v-ați înțeles cu Helvig să atacați concertat Partidul Aur. Cred că ultima dată când am vorbit cu domnul Helvig a fost acum vreo 2 ani. Nu m-am înțeles și, în general, când scriu sau când scriu un editorial sau când am o poziție publică, nu mă consult și nu cer aprobare cuiva. Sigur, e firesc în mediul academic să discuți cu colegii, pentru că asta facem tot timpul, dar Eduard Helvig nu este coleg la SNSP, deci n-am vorbit cu el. Aici, dar mi-a plăcut titlul. Deci, iar, laboratoarele, nu știu cui... De laboratoarele astea vreau să vorbim puțin, foarte... pentru că există o mitologie în spatele creării, fondării Partidului Aur, că el a fost prima dată un proiect de laborator al serviciilor secrete românești. Am auzit atât de multe scenarii încât poate că o astfel de comisie ar putea să lămurească și acest aspect. Eu nu cred că serviciile noastre se ocupă cu așa ceva. Dacă se ocupă cu așa ceva, cred că este ilegal. Dar, repet, eu dacă aș fi în Parlament, nu sunt, nu-mi doresc să fiu, nu voi fi, și dacă aș fi membru în comisia care se ocupă de servicii secrete, aș cere aceste informații. Repet, eu nu cred. Dar, în general, în România, dacă se întâmplă ceva, explicația cea mai simplă niciodată nu este bună, nu este acceptată. Trebuie să existe ceva, undeva. Ați făcut trimitere la acest articol și mi-am adus aminte, când am vorbit despre un interviu mai vechi al nostru, în perioada în care eram ministru al educației, am citit un articol în care aflam că m-am întâlnit cu niște oameni de afaceri într-un oraș din România și se spunea acolo și ce am decis. Eu nefiind, din păcate și spre rușinea mea, niciodată în acel oraș. Deci uneori articolele sunt scrise fără responsabilitatea pe care profesia de jurnalist o impune. Bun, nu, dincolo de cine nu, sunt nu fac părinții... parte, nu fac parte din acel scenariu, n-am vorbit Nu cu... faceți parte din scenariul da. În care împreună cu serviciile spuneți că vreți să scoateți din priză Partidul Aur. Da. Întrebarea este următoarea. Dincolo de părinții fondatori ai Partidului Aur... Există o realitate și o explicație simplă pe care ți-o arată aproape săptămânal sondajele de opinie. Că atât Aur cât și Partidul Doamnei Șoșoacă cresc în preferințele electoratului. Toate sondajele arată că Aur și Partidul SOS al Doamnei Șoșoacă ajung undeva la 25% chiar spre 30%, deci un sfert din populația României ar vota o soluție extremistă sau soluții extremistă. Asta este o realitate, domnule Pricopie. Vă îngrijorează această realitate și cum explicați succesul acestor două formațiuni cu câteva luni înainte de alegerile propriu-zise? Am să vă contrazic. Ați folosit foarte ferm formula, este o realitate. Nu este o realitate, este o percepție. Sondajele măsoară o stare de spirit la un anumit moment. Toți sondajele sunt o realitate care fac o poză a unor opțiunilor electorale. Percepții. Diferența dintre... Asta predau. Uh-huh. Diferența dintre percepție și acțiune este foarte mare. Chiar dacă se va supăra Victor Ponta pe mine, aș vrea să luăm ca exemplu și partidul său, Pro-România, în 2019 avea 16-18% în sondaj. Au trecut ușor peste 5% la europarlamentare, iar la alegerile parlamentare n-au intrat în Parlament. Deci dumneavoastră spuneți că Aur Șoșoacă, și SOS sunt sub scorul arătat de sondaje? Repet, este o mare diferență între satisfacția unui cetățean supărat pe guvernanți, satisfacția de a o vedea pe doamna Șoșoacă înjurând, și momentul în care e în cabina de vot și votează. În evaluarea mea, SOS nu va intra în Parlament, iar Aur va avea mult mai puțin decât arată în sondaje acum. Din mai multe motive, n-aș vrea să deschid un curs aici.
O întrebare simplă. Cine e acest partid? În afară de Șoșoacă, mai știți pe cineva? Un partid are nevoie, se cheamă, e termen consacrat, mecanismul votului. Ai nevoie nu numai de percepție, dar ai nevoie de un anumit aparat care să transforme percepția sau atitudinea pozitivă față de un anumit partid în vot. Dacă nu ai așa ceva, nu primești votul. Oamenii își fac o evaluare, alegătorii, foarte serioasă în zilele dinaintea votului, pentru ca votul respectiv să fie și util. Unii aleg să fie o înjurătură, votul. Eu am discutat cu oameni care au votat PRM, respectiv Vadim Tudor, în 2000. Uh-huh. Și mi-au zis, da, știam ce Vadim Tudor președinte, dar pur și simplu am vrut să-i înjur. Deci a simțit că se răcorește momentul în care... Să-i înjur pe cei de la guvernare. Vor fi și astfel de voturi. Dar problema cea mai mare, și eu am și spus public în urmă cu câteva săptămâni, eu nu sunt îngrijorat că AUR va ajunge la putere. AUR nu va câștiga alegerile. Eu sunt îngrijorat că AUR va infecta instituțiile publice. În momentul în care azi are 9, în momentul în care va avea 15%, deja va fi un parlament și mai dat peste cap decât este actualul. Rolul AUR nu este să câștige alegerile anul ăsta. Rolul AUR este să scoată din priză instituțiile democratice ale statului român. Să încetinească decizii. Haideți să vedem cum au folosit cei de la Moscova, l-au folosit pe Orban. S-a luat decizia ieri în Consiliul European legat de miliardele sprijin pentru Ucraina. Dar s-a luat 4 luni mai târziu sau 3 luni mai târziu. Oxigen important pentru Kremlin în toată această... Între domnul de la AUR, Simion, și doamna de la SOS, doamna Șoșoacă, este vreo diferență? Este vreo diferență între aceste două formațiuni politice? Bun, dacă ieșim din... Până acum am încercat să stau foarte aproape de fapte, de declarațiile lor, fără speculații. Acum, dați-mi voie să fiu la catedră și să nu vorbesc despre SOS și despre AUR, ci să vorbesc despre scenarii prin care poți să crești vizibilitatea unor actori politici. Scandalul. Și o variantă ar fi ca SOS să fie apărut tocmai pentru a putea să amplifice vizibilitatea ambilor. Pentru că atunci când se ceartă numai AUR cu puterea, vizibilitate va avea AUR, respectiv Simion. Dacă apare o anexă, SOS Șoșoacă, repet, este exercițiu didactic, dintr-o dată vedem că Șoșoacă îl depășește și pe Târziu și pe toți ceilalți din AUR. Și se creează un al doilea pol de scandal și se amplifică scandalul. Este tehnică simplă de manipulare. Nu știu ce emisiune... A cui e tehnica asta? Păi de a crea o soluție mai radicală la o soluție tehnicile radicală? Tehnicile acestea, nu știu dacă știți, dar primul manual coerent de manipulare publică a fost scris acum vreo 100 de ani în Rusia. Și folosit intens de către fasciști. În momentul în care a venit Hitler la putere, a avut o divizie care avea ca rol să studieze forța propagandei. Nu vi se pare ciudat că în România nu mai există nicio persoană publică și nicio instituție publică care să aibă un nivel de încredere de peste 50%? Facem o pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors. Profesorul Remus Pricopie, rectorul SNSPA, este invitatul zilei de astăzi. Domnule profesor, există o discuție în spațiul public plecată de la avertizmentele mai multor oficiali europeni, cei mai mulți având și rang militar, dar și una venită din partea șefului armatei din România, una recent într-un interviu pentru Europa Liberă, care vorbesc despre posibilitatea unui război în Europa și de a nu exclude dorința Rusiei de a intra în conflict cu un stat NATO. Să știți că uneori, citând diferite personaje politice din istorie, ni se pare că devenim plictisitori. Dar se spune și nu odată, de sute de ori s-a subliniat faptul că dacă nu învățăm lecțiile istoriei, vom repeta istoria.
La fel, în anii 30, am vorbit mai devreme despre anii 30, se credea că nenorocirile din primul război mondial nu se vor mai întâmpla niciodată, pentru că s-a văzut cu ochiul liber ce s-a putut întâmpla acolo. Au murit oameni. În al doilea război mondial au murit de 10 ori mai mulți oameni și s-a întâmplat. De ce? Pentru că, pe de-o parte, ai avut 1-2 lideri nebuni, pur și simplu, și restul naivi. Ori, din păcate, în Europa, mult timp s-a crezut, până a început războiul în Ucraina, că nu se mai întâmplă, instrumentele războiului de secol XIX, început de secol XX, n-au cum să se repete, este exact un război de secol XX în Ucraina. Nimic altceva. Să nu uităm că numai Casa Albă, precum picătura chinezească, transmitea mesaje în decembrie 2021, ianuarie, februarie 2022, da? Nu greșesc. Legate de faptul că Putin va invada Ucraina. Europa spunea, nu, că stai, dar nu știu dacă avem suficiente date, s-a întâmplat. Ne întoarcem la 2014, Crimea. Pentru că noi vorbim de dreptul internațional, dar dreptul internațional a fost violat în primul rând în Crimea. Care a fost reacția cancelariilor occidentale? Hai că poate totuși ținem izolat acel conflict. Naivitate. Naivitatea a fost și înainte de al doilea război mondial, iar războaiele, din păcate, dacă nu iei măsuri clare de descurajare, se vor repeta. Analiștii spun, inclusiv analiștii militari, spun că Putin nu știe decât de frica armatei. Te vede dezechipat, dezbrăcat, pur și simplu, vine peste tine. Și înainte de a veni peste tine militar, are grijă să vină peste tine cu războiul hibrid. Adică ceea ce semnalez eu, și atenție, nu numai eu, pentru că vă rog să vă uitați în presă, sunt colegi de-ai dumneavoastră care au semnalat același lucru, au vorbit inclusiv despre desființarea partidelor extremiste, sunt câțiva membri ai Parlamentului care acum 2 ani au cerut același lucru. Ce am făcut eu săptămâna asta a fost să repun pe masă un subiect pe care eu consider și alții consideră că pur și simplu nu-l tratăm serios. Înzestrarea armatei, să fim pregătiți, este fundamental. Ne întoarcem la Partid Românesc, partid antiromânesc. Cine țipă de fiecare dată când se semnează un contract de înzestrare a armatei? AUR? SOS. De ce? De fiecare dată când se ia o decizie pentru consolidarea statului român, pentru consolidarea securității statului român, avem discuții. Din fericire, și eu aici înțeleg și poziția șefului armatei române, înțeleg și pozițiile politicienilor români. Războiul nu va fi mâine. Dar dacă nu facem nimic, același lucru spun și britanicii, și oficialii NATO, și din alte țări occidentale, dacă nu facem nimic, în 2-3 ani, în 4 ani, se va extinde Ucraina. Dacă Putin ar fi câștigat în Ucraina atunci, în februarie-martie 2022, azi Moldova nu mai era cum este. Dacă ar fi cucerit Odessa, Rusia patrula cu nave militare pe Dunăre. A venit momentul în discuția noastră, domnule Pricopie, când urmează chestionarul în fața ta, Florin Negruțiu, 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Te rog, Florin. Domnule Pricopie, întrebarea numărul 1. De ce vă este cel mai frică în România? Pot să dau vreo 10 răspunsuri, dar pentru că vorbim de stat, și pentru că vorbim de securitatea statului român, cel mai frică mi este atunci când cei care au responsabilitatea de a veghea un anumit domeniu nu o fac cu seriozitate sau nu o fac cu curaj. Am observat zilele astea, inclusiv ieri la televizor, o doamnă parlamentar spunea, domnule, dar de ce parlamentul? A spus domnul Pricopie că trebuie investigat. Să se investigheze, dar de ce parlamentul? Păi doamna parlamentar cred că ar fi trebuit să știe Constituția și legile și să vadă că Parlamentul este împuternicit să declanșeze un astfel de demers. Sau Ministerul Public. Întrebarea deci cel mai frică mi este de oameni care sunt pe o anumită poziție, dar nu și înțeleg responsabilitățile asociate acelei poziții. Întrebarea numărul 2. Care este cel mai mare pericol la adresa democrației la nivel global?
Din păcate, pericolul este deja foarte evident. Statele occidentale au intrat într-un fel de vacanță, considerând că pichetul acesta numit democrație este asigurat în permanență. Nu. În democrație trebuie să fii în permanență activ, pentru că democrația se câștigă greu, dar se duce repede. Întrebarea numărul 3. Relaxarea celor din democrație. Întrebarea numărul 3. Ați întâlnit studenți analfabeți funcțional? Termenul este folosit în exces. În momentul de față, ca să nu fii amendat că ai înjurat pe cineva, nu-l mai înjuri clasic, ci spui ești un alfabet funcțional, indiferent că ești jurnalist, politician sau profesor. Eu cred că toți trei suntem analfabeți funcționali dacă suntem puși să citim manualul reactorului nuclear de la Cernavodă. Competențele și cunoștințele sunt pe anumite domenii. Dacă ne referim la lucrurile simple, definiția de bază a analfabetismului funcțional este atunci când nu ești capabil pe un text normal, după ce l-ai citit, nu ești capabil să spui despre ce este vorba. Asta e definiția analfabetismului funcțional. Da, apoi extinsă ca formulă plastică, repet, de înjurătură. Sunt uneori studenți care parcă nu înțeleg despre ce se vorbește în propoziție, dar asta nu înseamnă că te arunci imediat peste el și îl etichetezi analfabet funcțional. Rolul profesorului este să ajute un student să crească, nu să descopere că e analfabet funcțional. Întrebarea numărul 4. Dumneavoastră sunteți progresist sau conservator? Ce-mi plac etichetele? Sper să rețineți ironia. Am descoperit că sunt într-o emisiune în urmă cu mulți ani. Pe bandă scria Remus Pricop e deputat PSD. N-am candidat niciodată, n-am fost niciodată membru PSD. Îmi place că fiecare trebuie să stea într-o căsuță. E de liberal, e de stânga, e de dreapta. Eu cred că sunt un om echilibrat. Și un om echilibrat înseamnă că în funcție de situație și de rolul pe care îl joci, aplici o măsură sau alta. Refuz etichetele, chiar dacă și dumneavoastră aveți etichete, că țineți cu nu știu cine, eu că țin cu nu știu cine, eu prefer în funcție de situație să decid și după ce mă consult cu alți oameni care este cea mai bună soluție. Am să vă dau câteva exemple. Ce înseamnă guvern liberal și ce înseamnă guvern de stânga? Pentru că de la un fost ministru de educație am înțeles că nu ne interesează decât competiția. Era un guvern de dreapta. De la alt fost ministru de educație am înțeles că nu contează decât să-i ajuți pe cei care nu au șanse să învețe. Măsurile în domeniul ăsta al educației trebuie să fie combinate. Și de stânga, și de dreapta, și de... Întrebarea numărul 5. Cum dezarmezi un troll de net? Mă bucur că ridicați această problemă, pentru că am văzut politicieni care îmi spuneau, fiind pur și simplu speriați de succesul celor de la AUR, că transmit live din Parlament și instant au 10.000 de persoane care îi urmăresc live. De fapt, nu e vorba de 10.000 de persoane, este vorba de o aplicație informatică care pur și simplu simulează vizibilitatea și succesul. Noi folosim diverse instrumente, evident, în scop didactic, și vedem cum Simion uneori are vizibilitate de 10 ori peste prim-ministrul României. Este imposibil. Acestea sunt artificiale. Dezarmez un troll, în primul rând, făcând alfabetizare, apropo de analfabet funcțional, alfabetizarea tuturor, inclusiv a cetățenilor, pe aceste noi instrumente media. Întrebarea numărul 6. Adevărat sau fals? Serviciile secrete conduc România. Fals. Întrebarea numărul 7. În cât timp inteligența artificială va dobândi conștiință de sine? Fiul meu își termină doctoratul pe inteligență artificială. De fiecare dată când ne vedem, fără ca eu să deschid subiectul în mod special, îmi dă garanții că n-are nicio legătură ce vedem în filme cu conceptul de inteligență artificială. Dacă vreți, îl invitați când o să vină în țară și o să vă explice mult mai bine și mai competent că nu o să ne omoare inteligența artificială nici acum, nici mai târziu.
Întrebarea numărul 8. Dacă singurele opțiuni ar fi Simion și Șoșoacă, pe cine ați vota? Vă rog să-mi scădeți nota. Refuz. Întrebarea numărul 9. Care a fost cel mai bun ministru al educației de după Revoluție? E o întrebare foarte simplă. Liviu Maior. Liviu Maior. Vreți să argumentez? Vă rog. 4 ani. Singurul ministru care a avut un mandat de 4 ani. În rest au fost vreo 30 de miniștri. Eu am stat 2 ani și sunt undeva pe locul 5 în materie de longevitate. În acești 4 ani a refondat tot ce înseamnă legislație, reguli în sistemul de educație. Oamenii probabil că e o chestie tehnică, dar puțin știu că noi din 1990 până în 1995 nu am avut legea educației. Am funcționat în baza unei hotărâri de guvern anuală care arăta cam așa. A făcut legea educației cu echilibru, cu calmul dumnealui, a pus la punct proiectele cu Banca Mondială care au asigurat reforma educației nu numai în timpul mandatului său, dar și după, și a finalizat statutul personal didactic, a clarificat problema învățământului particular, aveam 128 de universități particulare, a adoptat legea învățământului particular și toate astea le-a făcut în liniște și fără să se laude, cum fac, din păcate, atât unii foști miniștri educației, dar și alți foști sau actuali demnitari. Și întrebarea numărul 10, ați participa împreună cu studenții dumneavoastră la un marș Free Palestine? Subiectul acesta este delicat și probabil că ați văzut ce s-a întâmplat în universități peste tot în lume. O universitate nu trebuie să catalizeze o direcție sau alta. O universitate are rolul să asigure un echilibru. Îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat în sute de universități de la 7 octombrie și până astăzi, pentru că în loc să înțelegem care este sursa urii, am vorbit despre ură în această emisiune, acolo este vorba de o ură istorică. Deci noi în loc să încercăm să înțelegem ca studenți și profesori care e sursa acestui conflict și cum putem să găsim o soluție, eu nu cred că noi trebuie să încurajăm o direcție sau alta și în final să catalizăm ura. Nu mai știu cine și îmi pare rău cum scapă, dar a spus că ceea ce se întâmplă acum între Israel și Palestina, de fapt, tocmai este turnarea fundației unui conflict pentru alți 1000 de ani. Și tind să cred că... Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi. Ne-am întors, finalul discuției de astăzi cu profesorul Remus Pricopie, rector SNSPA. Domnule profesor, în unele cercuri, sigur o să fac o mică glumă, în unele cercuri fiul dumneavoastră s-ar putea să fie mai cunoscut decât dumneavoastră. Ștefan, da, Pricopie, foarte bine. Ștefan foarte Pricopie, bine. Fiul dumneavoastră, în 2019 câștiga un premiu care, mă rog, e denumit și Nobel Junior, da? O lucrare, el se pregătea în economie atunci, cu o lucrare care vorbea despre sistemul public de învățământ și fenomenul de brain drain, adică, domnule Pricopie, de curiozitate, că ne îndemnați înainte de pauză să-l consultăm în materie de inteligență artificială. Da. Fiul dumneavoastră se mai întoarce în România? Da. Ați îndemnat să se întoarcă în țară? Am înțeles, m-ați pregătit pentru întrebare. Am 2 copii. Ștefan este în ultimul an la doctorat în Manchester și, într-adevăr, când a terminat licența, a făcut licență în economie matematică, profesorul i-a îndemnat pe toți să trimită lucrarea de final la o competiție, această competiție care se numește informal Premiul Nobel Junior și care este pe toate, mai multe domenii, nu numai economie. A fost selectat regional, după care a aflat că este câștigătorul anului respectiv. Fata mea este la drept internațional, drept european,
noi discutăm, dar nu într-o manieră apăsată despre acest subiect, pentru că lucrurile sunt simple. Casa lor este aici. De când a început războiul în Ucraina, fiul meu, care se ocupă de matematică, economie, inteligență artificială, îmi pune câte 10 întrebări în fiecare zi despre politică, istorie, dar ce se mai întâmplă pe front, dar... Deci iată preocuparea lui. Fata mea face drept internațional. Zilele trecute vorbeam despre încadrarea în crime de război sau nu a ceea ce se întâmplă în Ucraina sau în alte părți ale lumii și pentru ei, repet, spre deosebire de noi, mă rog, dumneavoastră sunteți mai tânări decât mine, dar pentru ei Europa nu mai are granițe, așa cum a avut granițe pentru noi, dar casa este aceeași. Faptul că astăzi copiii mei studiază în Europa nu înseamnă că și-au schimbat casa. Atât inteligența artificială, cât și zona de drept internațional cred că vor fi foarte utile. Ați spus că mai avem 2 minute, vă rog să gestionați dumneavoastră acest subiect. Vreau să-i las pe copiii mei și să mă întorc la anul 2004. Eram visiting scholar la George Washington University și acolo era o comunitate de studenți străini și la un moment dat a apărut așa un fel de agitație în rândul studenților bulgari. Toți își încheiau socoterile la Washington, toți, mulți, și voiau să se întoarcă acasă. Și noi ne-am uitat un pic... curios la ei și la ce a spățit. Păi a venit regele. Regele care a fost numit prim-ministru și care a reprezentat o speranță că Bulgaria se poate schimba. Acum ne putem uita în urmă și vom vedea cum și Bulgaria, ca și România, a trecut prin momente mai bune, a trecut prin momente mai puțin bune. Eu cred că toți acești tineri, sau mulți dintre ei, pentru că nu trebuie să se întoarcă toți, dacă și-au găsit un rost într-un anumit loc, este foarte bine. Important e ce fel de conexiune și de legătură au cu țara lor. Cu ce mă deranjează că am români care lucrează și trăiesc la Bruxelles de 15 ani? Nu mă deranjează cu nimic. Mai ales dacă lucrează în instituții europene. Pe mine mă interesează cum se raportează atunci când aud de România. Cum participă la proiectul românesc. Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine.